Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă săptămână. O săptămână plină de activități pentru Primăria Municipiului Roman, dar sunt sigur și plină de activități pentru toți romașcanii, pentru că e săptămâna mare, săptămâna patimilor, atunci când trebuie să fim cu toții mai smeriți și mai iertători de păcate. Vreau să vă readuc aminte că începând de săptămâna trecută am închis depozitul temporar de deșeuri de la Roman, însă cu toate acestea, sâmbătă noapte am depistat prin intermediul camerei de luat vederi de la depozit două camioane, una de la Cotu Vameș și o mașină de la Sagna, care au depozitat gunoi în zonă. Le-am identificat, au venit polițiștii locali, un echipaj de la poliția locală. Am prevenit depozitarea acestor deșeuri și conducătorii celor două autocamioane au fost sancționați contravențional conform prevederilor legale în vigoare și vreau să avertizez pe toată lumea că vom monitoriza intens această activitate și chiar fac un apel și la cetățenii municipiului Roman care locuiesc în zonă, că atunci când constată că vin mașini cu astfel de deșeuri în zonă să ne anunțe imediat pentru a putea interveni. Așa cum am anunțat, au început lucrările la sensul giratoriu Poarta Nord. În această săptămână vom avea lucrări de presemnalizare a acestei lucrări, urmând ca efectiv de săptămâna viitoare să se înceapă lucrările. Am anunțat încă de la finalizarea tuturor documentelor că nu doresc ca în preajma sărbătorilor pascale să lucrăm la trafic în acea zonă pentru a nu perturba traficul rutier. De aceea vom efectua doar aceste lucrări de presemnalizare și de aducerea la cunoștință a celor care tranzitează zona în ceea ce privește lucrările pe care le vom face și limitările de viteză care trebuie făcute în zonă. Însă mâine vom face o acțiune preliminară, o acțiune care nu va dura foarte mult, undeva în jur de 10 minute va trebui să oprim traficul în zonă pentru a face decablarea rețelei vechi de alimentare cu energie electrică. Încă de la sfârșitul săptămânii trecute, toți utilizatorii au trecut pe rețeaua nouă de alimentare cu energie electrică și trebuie să efectuăm decablarea rețelei vechi, lucru care va presupune, așa cum vă spuneam, circa 10 minute de blocare a traficului în zonă. Tot din această săptămână continuăm lucrările în parcul municipal din Roman. Vom începe montarea locurilor de joacă în spațiul nou pe care l-am amenajat, în spatele Muzeului de Științe Naturale, astfel încât, așa cum am promis, pe 28 aprilie să putem deschide oficial și parcul municipal din Roman. Însă, cum v-am spus încă de vineri, de la deschiderea târgului de Paști, lucrăm în această perioadă la bazinul, la iazul din parc, la lac, pentru alimentarea cu apă, astfel încât de sâmbătă, 15 aprilie, cei care doresc să folosească parcul municipal ca și loc de recreere să poată avea la dispoziție și acest mijloc de agrement. Și în perioada următoare vom
amenaja un loc pentru cei mici, pentru a se putea plimba cu acele carturi cu pedale, și în acest sens vom scoate la licitație o singură zonă pentru a nu mai exista ca în trecut nu știu câte firme cu tot felul de obiecte de acest gen, și vom amenaja în zona dinspre strada Ștefan cel Mare pentru a nu deranja prea mult pe ceilalți care doresc să se plimbe prin parc. De asemenea, începând de astăzi, am demarat și montarea ornamentelor de Paști, la fel ca în fiecare an. În Săptămâna Mare se montează aceste ornamente. O parte dintre ele vom porni iluminatul încă de miercuri și celelalte de sâmbătă, chiar în perioada premergătoare sărbătorii pascale. Și tot de sâmbătă vom porni fântânile arteziene din Favorit, de la Spitalul Vechi și pe cea din Pietonal, în această săptămână efectuând lucrări de revizie, reparație și vopsire a acestora. Activitatea a continuat și la complexul de agrement Moldova, acolo unde duminica trecută am avut închiriate 6 foișoare. Din păcate, în acest weekend vremea nu a fost tocmai potrivită pentru acest gen de activități. A fost foarte frig și a bătut vântul, însă totuși ieri au fost 6 foișoare închiriate și romașcanii au putut să se bucure și de aceste dotări ale complexului sportiv de agrement Moldova. În perioada următoare, în acest complex, vom efectua și o amenajare cu spații verzi în zona în care a fost organizarea de șantier a constructorului. Vom aduce pământ, vom mota aspersoarele, vom face aducțiunea cu apă, astfel încât să putem planta gazon și să avem și o oază de verdeață în acea zonă. La sfârșitul săptămânii trecute s-au finalizat și lucrările de igienizare a pieței în ceea ce privește spălarea tarabelor și a căilor din Piața Mare. Și după sărbătorile pascale vom interveni și în zona Potcoavei pentru a începe lucrările de reparații la carosabil, în primul rând, care a suferit foarte mult după această iarnă, și bineînțeles să amenajăm și piața de răsaduri, acolo unde am mai achiziționat umbrele noi, astfel încât zona să fie mult înfrumusețată. Din nou avem de a face cu acte de vandalism, din păcate, și aici cred că ați fost afectați și dumneavoastră personal, cei din presă. Vă aduceți aminte campania de plantare a celor puieți în zona Muzeului de Artă. Din păcate, în acest weekend au fost rupți o parte din acești puieți și vom încerca să identificăm pe camere dacă se vede ceva, deși nu avem în zonă camere de luat vederi. Dacă apare ceva în această zonă, e păcat, pentru că noi ne dorim să trăim într-un oraș civilizat, într-un oraș modern, într-un oraș cu multe oaze de verdeață, însă îmi pare rău să văd că oameni certați cu bunul simț, cu, nu știu, până la urmă, cred că plin de rele intenții, distrug aceste lucruri frumoase. Vom încerca să monitorizăm în perioada următoare și
să prevenim astfel de fenomene antisociale. Dar e trist așa și dumneavoastră simțiți pe propria piele ce înseamnă să te implici într-o campanie din aceasta de plantare și să vină alții să-și bată joc de ea, dar, mă rog, mergem mai departe. Cel mai probabil mâine vom semna și contractul de atribuire a asfaltului, astfel încât de miercuri vom începe și lucrările de plombare în zonele bisericilor, mai ales și a cimitirului, astfel încât e o firmă din Bacău, Rostrans, care a câștigat licitația la asfalt și pentru miercuri deja am lansat prima comandă să efectuăm aceste lucrări. De asemenea, în preajma bisericilor am făcut și ultimele intervenții la iluminatul public, astfel încât toate zonele să arate cât mai bine pentru sărbătorile pascale. Sper tot ca în cursul acestei săptămâni să se finalizeze sau practic să ne ajungă până la urmă de la CNSC soluționarea contestației de la întreținere străzi, astfel încât să putem semna și acest contract și să demarăm de săptămâna viitoare lucrările pentru turnare de covor asfaltic și reparații prin plombări. Finalul de săptămână a fost de asemenea plin de evenimente. Știți că sâmbătă a fost Ziua Internațională a Romilor și cu această ocazie la centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc vineri am organizat o serie de manifestări dedicate acestui eveniment, în urma căreia am premiat toți copiii care au participat la acest eveniment și am fost plăcut impresionat să văd de bucuria cu care au participat la activitățile pe care le-am organizat și cred că vom mai face astfel de manifestări, pentru că și copiii aceștia trebuie să se implice și să se integreze în societate. Sâmbătă am avut un concurs devenit deja tradiție la nivelul municipiului Roman, concurs care a fost unificat, practic știți că înainte era concursul Alfa și concursul Omega, acum a fost reunit concursul Alfa și Omega la Colegiul Tehnic Petru Poni. Ediția a 16-a, este vorba de un concurs regional cu o participare foarte amplă. M-am bucurat de asemenea să văd că reprezentanți ai unităților de învățământ din toată zona Moldovei au fost prezenți la Roman, împreună cu cadrele didactice care îi sprijină, care îi motivează, care îi ajută și care prin harul lor contribuie la educația acestor tineri. Vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru modul în care au făcut ca acest concurs să fie din nou o reușită și de asemenea și tuturor cadrelor didactice care se implică în formarea acestor tineri, să le transmit mulțumirile mele și mult succes pe mai departe. Un alt eveniment deosebit sâmbătă a fost prezența la Roman a pianului călător. M-am bucurat să văd foarte mulți romașcani prezenți în sala casei de cultură. Romașcani iubitori de artă, iubitori de frumos. Și salut cu această ocazie prezența din nou la Roman a acestui spectacol artistic deosebit pe care ni l-am dorit în fiecare an să vină și să ne încânte cu sunetele sale deosebite.
Un alt eveniment care a avut loc în acest weekend la Roman a fost Cupa Primăverii la mini-fotbal. O activitate sportivă de această dată, care s-a bucurat de asemenea de o prezență a mai multor echipe de pe plan național, echipe foarte bine pregătite și ne-am bucurat să putem oferi ca în fiecare an, prin bazele sportive pe care le avem la nivelul municipiului Roman, condiții deosebite și pentru aceste activități. Și cu mare bucurie am participat și ieri la festivitatea de premiere, astfel încât mi-a făcut o reală plăcere să fiu alături și de iubitorii sportului. În această săptămână mai avem o serie de manifestări artistice. Vom începe marți la ora 11 cu evenimentul de la Dragobete la sărbătoarea Rusaliilor, unde vom avea o activitate intensă și în care 9 echipe s-au înscris la această competiție. E vorba de 8 licee din municipiul Roman și un al 9-lea echipaj format din elevi de la școlile gimnaziale. Am denumit fiecare echipă astfel încât prima literă a fiecăreia dintre echipe să genereze la sfârșit denumirea Dragobete. Astfel vom avea prezente următoarele echipe: echipa Decișii de la liceu cu program sportiv, echipa Romanticii de la Colegiul Național Roman Vodă, echipa Adorabilii de la liceul tehnologic Vasile Sav, echipa Ghidușii de la școala gimnazială Vasile Alexandri și Mihai Eminescu, echipa Ocrotitorii de la Colegiul Tehnic Petru Poni, echipa Biruitorii de la Colegiul Tehnic Miron Costin, echipa Exuberanții de la liceul teologic Episcop Melchisedec, echipa Temerarii de la liceul romano-catolic Sfântul Francisc de Assisi și echipa Entuziaștii de la Colegiul Tehnic Dranubiana. Vom avea și un juriu alcătuit din 3 membri. Este vorba de domnul preot doctor Florin Aurel Țuscanu, care este și președintele juriului, doamna profesor Violeta Lăcăzușu, o cunoscută scriitoare și un artist plastic romașcan, și de domnișoara Cristina Panaite, director la Biblioteca Municipală George Radu Melidon din Roman. Echipele câștigătoare vor primi premii în bani și diplome pentru locul 1, 2 și 3 și de asemenea mențiune, iar celelalte echipaje vor primi diplome de participare și, bineînțeles, toți participanții vor primi și mascote. Acest concurs de la Dragobete la sărbătoarea Rusalilor, tradiție, legendă și istorie locală, își propune să facă o trecere printre cele mai importante sărbători și tradiții românești, începând cu Dragobetele și încheiindu-se cu Rusaliile. Iar în cadrul concursului, concurenții trebuie să răspundă la întrebări de cultură generală din istoria și cultura municipiului Roman. Vom avea de asemenea inserate și momente la care vor participa tinere talente roman-vodiste care în trecut au participat și au luat premii la diferite concursuri și festivaluri de muzică ușoară. Este vorba de Diana Iosub, Crina Tamba și Ana Maria Pizza. Miercuri la ora 11 ne vom deplasa în cimitirul Eternitatea împreună cu elevii de la școala Calistrat Hogaș din Roman, acolo unde la Monumentul Eroilor și în zona cimitirului Eroilor vom efectua acțiuni de ecologizare și de curățenie a acelor morminte, astfel încât acești eroi ai Romanului și ai României să poată primi lumina din partea noastră a romașcanilor și mormintele să fie
cât mai curate și mai întreținute. Și de asemenea, tot miercuri vom avea și cea de a 15-a ediție a concursului regional de creație literară Dor de Poezie, de asemenea organizat la Colegiul Tehnic Petru Poni. Cam astea ar fi activitățile pe care mi le-am propus pentru această săptămână, alături de altele pe care le facem în mod curent, drept pentru care stau la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Era vorba de camioane care au ajuns acolo ca urmare a unei decizii a administrațiilor locale din comunele respective sau de unde provenea? Că un camion de gunoi înseamnă totuși o cantitate destul de mare, pentru că nu era cineva particular. Da, erau firme private cu deșeuri de origine animală și deșeuri provenite din construcții. Deci nu a fost o acțiune din partea unei autorități publice din acele comunități, doar le-am dat ca și adresă de domiciliu de unde erau acele persoane. Așa cum sunt niște deșeuri speciale. Da. Și care e amenda? Amenda, din păcate, la îndemâna autorității publice locale e destul de limitată, doar 100 de lei, însă important pentru noi este să prevenim astfel de acțiuni și vom monitoriza în mod deosebit în perioada următoare acea zonă. Știu că acest depozit temporar va trebui cumva ecologizat. Aveți un deadline impus? Deadline-ul este cel din autorizația de funcționare a acestui depozit, care este până în anul 2019. Până atunci vom elimina toate deșeurile din acest depozit. V-ați hotărât asupra unei metode? Noi avem în studiu mai multe posibilități de închidere. În momentul în care vom găsi calea cea mai eficientă și care să corespundă și cu normelor de mediu, vă vom aduce la cunoștință. Contractul de întreținere strâns care a fost contestat la CNSC, cine a făcut contestația? Este vorba de o firmă din Piatra Neamț, Publiserv. Practic nici nu a fost o contestație, a fost doar o intenție de contestare. Din punctul meu de vedere, făcută cu rea intenție doar pentru a amâna semnarea acestui contract. Dacă sperați să primiți răspunsul de lege, răspunsul din intenția de contestație a fost depusă la CNSC. Prea multe documente noi nu am primit. CNSC-ul a primit punctul de vedere din partea noastră. Pe site-ul CNSC-ului este deja soluționată contestația, noi însă o așteptăm în formă fizică pentru a o putea publica pe site. Este negativ, a fost respinsă acea contestație, însă noi așteptăm răspunsul în formă fizică pentru a putea fi postat pe SEAP și ulterior să îndeplinim termenele legale pentru semnarea acestui contract. La un moment dat, unul dintre spectacole nu s-a mai ținut din motive meteo și era discuția ca acestea să aibă loc fie de Paști, fie de zile municipiului roman, mai intenționat să nu se dea face cu firma respectivă? Sau... Da, din punctul nostru de vedere, exceptând faptul că din condiții meteo, așa cum a spus și dumneavoastră, e vorba de formația de la Pogănești și Alesia, care condițiile meteo nu au permis organizarea acelui concert. Noi purtăm în aceste zile discuții pentru finalizarea programului de zilele municipiului roman și avem inclus în perioada de organizare a concertelor și cele două, respectiv formația și cântăreața Alesia, care vor fi parte din programul pentru zilele municipiului Roma. Fără costuri suplimentare. Domnul primar, guvernul a revenit asupra decizii în ceea ce privește chiriile anele. Am calculat noi acolo și am văzut că a fi într-adevărul din moare cu 20%, dar dacă am înțeles eu bine, înțeleg că va fi afectat acel buget care era până acum destinat administrației locale pentru întreținerea locuințelor
Și vă anunț că trebuie primit și la București pentru amortizarea investiției. Dacă ați putea să ne explicați asta, ce ar însemna? Că tot administrația locală va trebui să suporte niște cheltuieli în plus de acum înainte? Da, din punctul meu de vedere, cred că au vrut să facă ceva bun, dar a ieșit ceva foarte rău. Sigur că există această obligativitate impusă de Curtea de Conturi privind calcularea acelei amortizări și care această amortizare ar trebui să ajungă la Agenția Națională pentru Locuințe. Însă va fi afectată foarte mult, fie unitatea administrativ-teritorială, fie în cazul de față cum e la noi, societatea Locato care administrează aceste locuințe, pentru că fondurile care mai rămân la dispoziția lor pentru întreținerile curente sunt foarte limitate. În momentul de față avem chiar situații în care mai bine de jumătate din aceste sume de bani merg către Agenția Națională pentru Locuințe. Și în această formă în care au modificat cuantumul chiriilor, practic nu au făcut altceva decât să umble tot la sumele de bani care revin societăților care administrează aceste imobile, ceea ce va determina faptul că vor fi sume mult mai mici pentru reparațiile curente ale acestor imobile. Eu am vorbit deja cu cei de la societatea Locato ca pentru ședința ordinară din această lună să pregătească deja proiectul de hotărâre pentru aprobarea cuantumului nou. Până la urmă este o prevedere legislativă și noi trebuie să o respectăm indiferent dacă ne place sau nu. Da. Eu v-am zis că acolo îmi propun într-o primă etapă cu totul altceva, o gestiune cât mai clară a mormintelor pentru a ști fiecare cui aparține, să facem o evidență și ulterior să impunem igienizarea, curățenia acestor locuri de veci și cine nu se supune acestei decizii să suporte din punct de vedere financiar anumite penalități. Pentru noaptea de înviere, nu știu, au venit cei de la IS, au vizitat cu administrația cimitirului, se impun unele, nu știu, trebuie. Au mai fost care niște lampioane lansate, le-au rămas într-un copac și a izbucnit un incendiu. Exact, da. La intrarea în cimitir. În momentul de față, noi încercăm să organizăm cât mai bine această activitate. Vom bloca la miezul nopții și circulația auto în zona cimitirului, astfel încât această sărbătoare se desfășoare în condiții de maximă siguranță și vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a organiza așa cum se cuvine această mare sărbătoare. Ultima întrebare. Legat de aceste acte de vandalism, dumneavoastră ați amintit că avem câteva camere de supraveghere în oraș, dar nu cuprinde municipiul, din păcate, deși avem exemplul unor alte municipii din țară care au reușit să amplaseze camere peste tot, sau mă rog, aproape peste tot în oraș. În ce măsură putem să ne gândim și noi pe viitor să extindem acest proiect, să mai aducem alte camere de supraveghere? Dacă ați luat în calcul acest lucru. Eu mi-aș propune ca în fiecare an să completăm aceste camere de supraveghere la nivelul municipiului Roman și mai mult decât atât am în cap o altfel de gândire, crearea unui dispecerat unic care să cuprindă toate problemele care pot apărea la nivelul unei comunități, plecând de la actele de vandalism până la sesizări privind, chiar așa cum spuneam, de la preluarea mandatului, nu știu, nu arde un iluminat public undeva. Deci să fie un dispecerat în care să se centralizeze toate problemele care apar la nivelul municipiului Roman, inclusiv să fie o cameră de monitorizare a tuturor camerelor de luat vederi de pe raza municipiului Roman, iar poliția locală să fie
doar un instrument operativ de intervenție pe teren și nu neapărat și de monitorizare cum este acum. Nu, avem mai multe, sunt aproape 70 de camere în momentul de față și ne propunem și în acest an să completăm, dar nu putem, bugetul romanului este până la urmă cel care este, dar în fiecare an am montat camere în plus și acest lucru va continua. Vă mulțumesc. Mai e și la Vasile Savla, Danubiana. Sunt. În momentul de față funcționează în subordinea acestor instituții, așa cum spuneați dumneavoastră. În momentul în care vom avea sume concrete, le vom bugeta și, așa cum a spus, până la urmă, prevederi legale, noi nu trebuie să le discutăm, trebuie să le punem în practică, fie că ne plac sau nu. Da, cum vă anunțam încă de atunci, au fost practic două paliere pe care am lucrat. Unul a fost cel legal în care am contestat hotărârea de Consiliul Județean prin care s-au alocat aceste sume. A venit respingerea din partea Consiliului Județean a acestei contestații, drept pentru care calea următoare este calea administrativă și vom ataca în contencios administrativ acest răspuns al lor. Un alt demers a fost cel de a fi informați cu privire la criteriile care au stat la baza împărțirii acestor sume de bani, demers în urma căruia, din păcate, nu a rămas cu niciun răspuns. Nici până acum nu ni s-a comunicat absolut nimic. Și noi așteptăm mai departe să vedem care sunt reacțiile, dacă vor apărea. Dacă nu, din punct de vedere legal, v-am spus că vom merge mai departe pe calea contenciosului administrativ. Așa cum știți, încă de sâmbătă, PSD-ul și-a lansat contracandidatul. Din discursul domnului Marius Mitumar, care este candidatul PSD-ului la această funcție, a rezultat faptul că această formațiune politică a venit cu o propunere care, de fapt, a fost făcută și atunci când a preluat internatul, aceea de a accepta o colaborare cu dumneavoastră. Sunteți dispuși din acest punct de vedere să acceptați funcția de viceprimar, așa cum vi se sugerează, cu condițiile în care, bineînțeles, ei sunt sigur că vor câștiga, ținând cont că se merge pe premiza CJ, PSD, București, Guvernul PSD. Deci, eu am aproape 5 ani de experiență ca viceprimar, în care am lucrat alături de domnul Leoreanu. Domnul Leoreanu, în aproape cei 9 ani de mandat, cred că a avut doar vreo 2 sau 3 ani guvern favorabil. În rest, au fost guverne din alte partide. Și eu nu țin minte ca Romanul să fi suferit din acest punct de vedere sau să nu fi cunoscut dezvoltarea. E trist că te gândești la o comunitate
să o sprijin doar dacă ai un om de-al tău. Deci o astfel de abordare nu mi se pare corectă. Însă eu nu aș vrea să intru prea mult în astfel de detalii politice. Suntem și în săptămâna mare. Eu de regulă am spus că nu fac campanie la primărie, ci vorbesc doar despre probleme administrative. Dar da, din punct de vedere administrativ, eu aș putea să fac echipă cu domnul Marius Neculai în condițiile în care în 2020 va candida pe o listă la Consiliul Local, va fi ales consilier local și ar putea fi un foarte bun viceprimar pentru mine ca să învețe puțin administrație, după care mai putem discuta și alte lucruri. Nu e vorba de o ștampilă lipsă, e vorba doar de o interpretare a ghidului de finanțare. Eu am fost personal la Agenția de Dezvoltare Nord-Est pentru a vedea exact despre ce este vorba. Noi vom depune o contestație în acest sens pentru că evaluatorul a considerat că trebuie o ștampilă a unui expert tehnic pentru instalații acreditat de Ministerul Culturii. Însă acea ștampilă este necesară doar în cazul în care se fac intervenții pe rețelele vechi. Ori noi, la această clădire, nu avem rețele vechi, ci doar discutăm de rețele noi, care era o rubrică specială în ghid și trebuie bifat că nu este cazul. Dar pe lângă această ștampilă, și sunt convins că din punctul acesta de vedere vom avea câștig de cauză și proiectul va merge mai departe. Noi am depus o, sau vom depune o contestație și cu privire la punctajul obținut, pentru că urmărind evaluarea proiectului am observat că au fost o serie de puncte care nu ni s-au acordat, deși se încadrau foarte bine pentru punctarea suplimentară. De aceea vom face o contestație care sunt convins că va avea un răspuns favorabil și dacă tot vorbim de contestații, vă aduceți aminte că am avut o finanțare sau un proiect depus pentru cele 8 blocuri, reabilitare termică. Vreau să vă anunț că, din punctul meu de vedere, este un ghid greșit întocmit pentru că doar 0,5% au reușit să se depună pe această schemă, pe această linie de finanțare, dar chiar și așa nouă ne-a fost admisă contestația și blocul 33 de pe Anton Pan urmează a fi reabilitat prin acest proiect. Mai mult decât atât, noi am prins în acest proiect și instalațiile sanitare interioare, astfel încât putem să anunțăm public că la acest bloc 33 de pe Anton Pan vom aduce rețele de apă și de canalizare în fiecare locuință. Pentru celelalte 7 blocuri însă, să știți că nu am abandonat ideea și cu siguranță această linie de finanțare va fi redeschisă, pentru că, așa cum vă spuneam, foarte puține primării se încadrează la acest buget, la această linie de finanțare, pentru că e un ghid greșit întocmit din punctul meu de vedere. Un balcon, dacă este închis, se consideră o modificare adusă structurii blocului și atunci nu este eligibil. Noi însă am identificat soluțiile pentru remedierea acestui inconvenient și la redeschiderea liniei de finanțare vom redepune din nou toate cele 7 blocuri, întrucât avem proiectele gata făcute și, așa cum vă spuneam, am identificat și o soluție pentru înlăturarea acestui neajuns. Da. În continuare la acest lucru dumneavoastră, blocul 33 din Întoșan a fost acceptat. Câte scări are, adică câte familii vor beneficia de
E un bloc destul de mare acolo, e cel de garsoniere cu toalete pe casa scării, toalete comune, școala pe partea stângă, da. Okay. Este acel bloc care dă și spre stadion. Dar nu a fost depus în pachet sau fiecare? Ba da, a fost depus în pachet de 8 blocuri, dar dintre cele 8 doar acesta a fost acceptat. Și a fost acceptat, așa cum vă spuneam, în urma contestației pe care am depus. Din valoarea finanțării. Din valoarea finanțării. Da. Atâta. Deci astea sunt informațiile de la domnul director, că doar atât s-au depus. Ca valoare, cât reprezintă acest proiect? E undeva, dacă nu mă înșel, cam la 1 milion de euro. Și primăria are cofinanțare? Are cofinanțare, cofinanțare de 2%, plus mai avem o serie de cheltuieli neeligibile undeva până în 100.000 de lei. Da. Am spus că mâine va fi oprită circulația pe E85. Da. La ce oră? La ora 10. Ora 10. Da, da. Mi-a schimbat. E vorba chiar în zona străzii Plopilor acum. Ba. Maxim în jur de 10 minute. Deci nu e o acțiune care să... Dar e cel mai bine să o facem cu traficul oprit. Nu, 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 îl vom opri, pur și simplu. Păi, dar la barieră, când se stă, mai trece un tren,